Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou povestire mele. Vlogul de astăzi, după cum bine vedeți aici, se va juca și se va continua să facem seria noastră de ETS 2. După cum bine vedeți, mi-am pus microfonul aici. Cred că cel mai bine ar fi să-l mut pe partea stângă, având în vedere faptul că dacă întorc gura așa, s-ar putea ca să nu mai îmi ia vocea atât de clar. L-am avut undeva sus și am urmărit o grămadă de tutoriale în care băieții mă învățau, ne învățau practic pe toți cum să reglăm microfonul în așa fel încât să avem o calitate audio cât mai bună. Chiar la un moment dat căutam tutoriale pentru a-mi lua eu un microfon din de vreo 7, 8, 900 de mii de euro ca să facă să se audă bine. Deci în principiu nu e bine pus aici, n-am niciun braț prea mare. Dar o să vorbim despre mai multe chestii în episodul de astăzi. După cum bine știți, se joacă practic ETS 2. Luptăm practic ca să ne cumpărăm. Se vede un pic scaunul aici. Dă-l mai așa un pic. Dă-l așa un pic, mă, că se vede scaunul aici. Din cauza green screen-ului se vede un pic scaunul aici. Acum, cum e? Deci este cât uși de cât bine, totuși, cred eu, să... Era prea departe acolo. Și aici îl văd destul de bine, având în vedere faptul că tind eu să cred că o să mă uit mult la joc și o să vorbesc undeva cam așa, știi? Ce să facem? Încercăm și o să dăm înainte cum putem. După cum bine vedeți, strângem bani să ne luăm un nou cap tractor, care o să fie al nostru. Lucrăm cu ziua la patron în România. Vis-a-vis de episodul care a fost postat ieri, vreau să vă spun că am și ATS. O să jucăm în curând și ATS, într-o bună zi. Chiar mă bate gândul să cumpăr un braț mai mare, dar alea sunt mai scumpe, sunt mult mai scumpe, pentru acest microfon. Și, deci avem curse de gabarit depășit. Nu-mi vine să cred, bă, pe astea luăm 10.000 de euro direct. Bine, bă, băiete. Hai să băgăm. Nu, o luăm pe asta. Preț pe distanță. Dacă mi-a scris în rubrica comentarii, să mă uit la cursele care sunt mai bine plătite și cu gabarit și probabil suntem și pe zi. Mergem Reșița, Târgu Mureș. Cu manul ăsta o să facem o cursă super tare în episodul ăsta. Așa că în cazul în care vreți să fiți alături de mine, dați-mi coxa și voi un like puternic tot. Deja seria noastră de ETS începe să devină iubită. Și chiar vreau să spun dacă se aude o diferență în ceea ce vede când întorc capul așa. Dar din ce văd eu acolo în OBS, nu se vede chiar o mare diferență. Din cauza faptului că am niște filtre, asta este încărcătura, by the way. Am pus niște filtre care nu lasă microfonul să urce mai mult decât... Deci dacă zbier, o să meargă o bună perioadă, adică nu mai mult decât l-am pus, l-am limitat. Filtrul se numește limite sau ceva de genul. Ăsta este manu. Și ce transportăm aici, bă? Transportăm un submarin. Cred că. Sau ceva de genul. Deci o să fie o marfă grea. O să fie o cursă grea cu escortă, bineînțeles, pe România. Și să începem ușor, nu? Da? Pornim și noi motorul. Stai să vă arăt un pic și marfa, că de obicei așa facem. Da? Cam asta este marfa. Vedem că manul ăsta are o grămadă de axe. Nu știu dacă ați văzut episodul de mai arată când am rămas blocat. Colo că nu mai urcam. Aveam decât o axă pe față. Aveam o axă și cu una, două. Două axe pe capul tractor. Asta are patru axe pe capul tractor. Așa că tinsă cred că nu mă lasă la greu. Are patru axe și cu trei. Și cu 3, 7. Da, și mai are aici și încă... Are multe axe, mă. Nu mai. Nu mai, că dacă să calculăm așa, are multe axe și... Aia trebuie să știm noi. Da, manu este un XXL. Este televizorul ăla cu ecranul ăla imens. Deci cele mai mari vloguri și cele mai tare vloguri, nu vă faceți griji că din manu ăsta e asta, din cauza faptului că ai un view exagerat de larg în toate părțile. Hai să mergem. Călcăm și noi frumos ambreiajul. Avem pe mic, da? Băgăm în 3. Și plecăm. Hai să vedem.
4 frumos, nu? Aici pe undeva trebuie să fie escorta, am eu impresia. Trebuie să mă aștepte o escortă undeva ca să mă duc. Este ora 8 dimineața, chiar mă bucur, mă, cursa de ieri am băgat-o pe noapte și nu mi-a plăcut de nicio culoare. Urăsc să mă uit la ecranul ăsta. Să mă uit la ecranul ăsta când e întunecat afară. Hai că vrea așa, hai. Ăștia-mi fac semn să merg în stânga. Parcă... Fii atent că nu mă... Aici n-am escortă, sunt între casele oamenilor cum ar veni. Știi? Place cum se aude motorul ăsta de mană. Călcăși noi ambreiajul, coxule? Hai, ușor. Deci au 10.000 de euro pe cursa asta, m-am scos să mă bată tata cu blana. Am 13.000 de euro în cont. Iau 10.000 de euro pe cursa asta, am dat turnul, mă. Ce turn putui să dau azi să mă bată cucu dacă nu, bă, băiete, bă. Doamne, da-mi-ai minte. Hai, ușor și noi cu un 7. Ce făcut, băie, tu 13? Mamă, asta nu e cutia aia, cred că nu e cutia aia. Nu intră un 7 aici, mamă, intră în 13, nu. Am făcut manevră cutia, bă. Da. Ce manevră am făcut cutia, bă. Asta înseamnă, bă, să ai schimbător. Hai că putem și așa ușor, ușor. Ia să vedem ce gust are cafeaua asta până una alta. Ușor, ușor așa merge, nu? Bă, n-are decât 300 km în cursa asta, cred că în cursa asta ne scoatem ochii. Cred că ne scoatem ochii în cursa asta, precis. Ne urâm de viață din cauza faptului că, virgulă, cutia este așa cum e. Pusă-ră scutie pe el, bată-l norocul să-l bată. Accelerez de uși că mă doare mintea, uite. Mamă, doamne, ăsta ce e, mă? 12, 10, 8. Hai, mă, care 8 nu stă aici, da? Le iau pe bibilite, mă. 9. Hai. Hai, hai, că iau pe bibite, bag în viteză, văd dacă e aia care trebuie. Îi dau, dacă nu, nu. Hai că să-i 10. Bă, oare și-o fi revenit? Hă? Întrebați-mă pe mine dacă aș reveni cutia. Că s-ar fi un motiv de partiu. Parcă văd cursa asta, nu lovesc nimic, merg domnește. Merg așa cum se merge, merg ca un rege kingă. Adevărat. Toată cursa, nu, niciun fel de problemă, nu. No problem, no nothing, no nimic. Dacă sunt, dacă plecăm direct și ta, vă dați seama, mergem pe România, da, mai rost să vă arăt traseul. Hai să vă arăt traseul, dacă tot. Aici este Reșița, da? Și mergem frumos, Hunedoara, trecem pe lângă Hunedoara, frumos, Târgu Mureș. Hai că împreună învățăm harta, boys, că nu vă faceți griji că nici eu nu știu. Nu vă faceți griji că nici eu nu știu, n-am nicio treabă cu România. Dacă nu activez Google Maps-ul pe România, nu fac nimic și dacă nu aia, nu nimic. Știu să mă duc de la Creva la Timișoara fără. Sau am impresia că știu să mă duc la Creva la Timișoara fără hartă. Dar dacă cumva mă rătăcesc, nu că conectez Google Maps-ul. Nu am mers pe România, n-am de ce să... În ultimii 4 ani, rar de tot... Văd România. Au jur cu 10. Te-ai mestecată mult asta, epava asta, nu? Dar și 10.000 de euro, boys. Am văzut că mi-a scris să nu-mi iau Iveco, că e prăpădit rău, că abia urcă, că abia nu știu ce. Ba, acum să vedem. Deci, că și care e faza? Ca idee de business, așa.
dacă îmi iau două Iveco, e ca și cum aș cumpăra o Scania. Știi? Deci problema este cu gama, mă, stai puțin așa. Că s-ar putea să știu eu ce are. Aici la comenzi s-ar putea să nu aibă bifată chestia asta. Bă, oare bifată? Păi știi ce, mă, acum nu mai duce în gamă mică? De ce nu mai duce în gamă mică acum? Mă duce în 7. O, ăsta are... Ăsta le are inversate, mă? Ăsta în loc de butonul de, fii atent, ăsta în loc de butonul de... Patru, stai să plecăm cu doi. În loc de butonul de gamă... De jumătate are butonul de gamă. Ai fază. Deci le dau jumătate când vreau să mă duc în gamă mare. Știi? Se întâmplă în viață, bă, ce să faci. Dar e bine știut că acum știți că știu eu cum să-l mânuiesc. Aia este important. Să știi. Haide. Ieșim în sfârșit din reșița. O să fie o cursă lungă. O să fie o cursă lungă, dar iau pe cursa să mă bată cu când aș lua pe 5 curse. Deci, o să facem 23.000 de euro în seara asta, boys. Așa că o să fie o seară. Văd că din ce în ce mai multe persoane se adună la această serie de ETS. O să ajungem departe, o să angajăm oameni, o să... ne facem garaje peste garaje. Deschidem garaje peste tot în lume, în România. Ușor așa, încet, încet, știi? Hai ușor cu 12. Escorta se bagă și blochează drumul. Bine, escortă, bată-te ploaia. Îl opri pe ăla definitiv pe loc, bă. Și a da, bă. Hai că văd că reușit să prind și eu 50 cu a 12-a. Ceea ce înseamnă ceva, nu? Totuși e ceva. Adică... Și cu gabarit depășit. Dar uite că intru pe roșu, bă, și nu sunt în oraș. La 60 km la oră deja intru pe roșu. Vezi cum se înclină pe curbă, aici trebuie să fac frână, vezi? Că simulează inclusiv înclinarea aia. Inclusiv înclinarea aia pe curbă, știi? Tenta aia de a te răsturna. Uite poliția cum stă acolo, bă, așa da, bă. Pe mână cu poliția, bă. Ești pe mână cu poliția, doare la bască, nu? Umbli, nu mai beut, nu mai ălea, astăzi nu beau în seara asta, pentru că, fiind duminică seara, vreau să vă spun că mâine dimineață la ora 5 mă duc la muncă, așa că nu este bine să bei când a doua zi, sau mai ales când muncești mult ziua, să bei seara o bere, două, e catastrofal. De ce? Pentru că, virgulă, corpul luptă, una la mână, să te scape de acea oboseală, doi la mână, alcoolul, poate că ai impresia că te ajută să dormi, dar e totuși, până la urmă, o otravă care este introdusă în organism, știi? Și închipuiesc că, virgulă, corpul încearcă să refacă corpul pentru următoarea zi de muncă și tu îi mai dai un job care... îi se scoată și alcoolul ăla din corp, știi? Și probabil te trece a doua zi, mai ales dacă ai beut mult peste noapte, te trece a doua zi tot mor de beat, așa că bine ar fi să nu consumi alcool decât în cantități industriale. Înțelegeți? Hai. Hai că chiar mă întrebam, știi? Vă așteptați ca finalul să fi fost altfel, să nu beți, să nu fumați, să nu vă destrăbălați. Hai că vă și spun eu ce să faceți și voi tocmai și aia faceți ce vă spun eu, că
Tocmai din cauza aia intrați pe episodul ăsta. Ca să vă spun eu, nu beți sau nici n-am mai auzit la nimeni chestia asta, ca să nu beți, să vă urcați beți la volan, să... Da. A, ușor, ușor, la un episod la altul, practic învăț lumea, inspir lumea la către bine, adică să nu bei, să stori din cap și să nu vezi tu. Da, hai. Te descurci tu, bă, man, că ești om mare, ești vaccinat, ai buletin. Am văzut foarte multe persoane că mi-au scris un chestie la live-ul de pe Facebook. Nu o să mai fac live-uri pe Facebook, v-am promis și mă țin de promisiune. Este prima săptămână care începe fără live-uri pe Facebook și o să o țin așa, că virgă, dacă am ceva de zis, spun pe vlog și nu mai intru live pe Facebook, că îmi pur și simplu îmi consum energia gratis și degeaba, din cauza fiind faptului că m-am săturat să citesc atâtea comentarii în care oamenii mă învață să mănânc și mi se spune inclusiv că dau un exemplu prost tinerilor, copiilor, de parcă eu fac educația, adică hai că educația pe Facebook o găsiți la mine, cum se mănâncă. Știi? Dar, era imposibil. Era imposibil să nu dau eu. Hop. Hop, că e scurta în spate. Nu pleacă cu 3, eu să-i dau 2. Chiar mă și întrebam dacă e... Tot lovesc, mă. Cum s-o scot, bă, de aici, bă, bată-te norocul. Să te bată azi. Fii atent și tu cum am prozăpit aici. E scurt de aia unde eu. Da. Urâte momente, bă. Urâte momente. Hai mă, nu. Hai mă, nu omor motorul, mă. Invers, ia cu stânga. Scoate un pic colțul ăla de acolo. Haide, mă, că mă descurc, mă. Regele King la aparat. Regele King la aparat blocat întâi de mai parapetul. Uite și tu, viață. Bă, nu așa, treia invers. Of, Doamne! Trebuie, mă, nescurt aia în spate, că mă stresă de viață. Bine, mă. Bine, mă, hai, mă, să fii și noi mai atenți, bă, coxule, bă, că iar stai să faci. Lua și-l bine, hai, lua și tu o cursă bună pe bani, fain. Și în loc să faci cursa asta,
Corect, corespunzător. Stai, ai în fipi ale sensuri să te bată cucu dacă nu. Bă, fii atent că are efect și gamma. Că face ceva, știi, văzurăți? Dădui gamma mic, în loc de 7 era 13. Vezi? Că are, face ceva și butonul de gamma. Acum, Dumnezeu cu mila, bă. Dumnezeu cu mila, hai, ușor. Hai ușor să mergem și noi. Ce nuanță au copacii ăștia, nebunule! Ce nuanță au copacii ăștia, ești nebun la cap! A, ești la patron! Ce cursă de 10.000 de coco prin săi! Mamă, Doamne! Mamă, Doamne, să-ți iau bani acum! Nu mai bea tumblu! Nu mai bea tumblu, bă, să mă bată tata! 10.000 de euro într-o cursă, bă, boys! Ha! Ha! Gata, bă, că urcăm pe autostradă, bă. Pe aici autostradă, bă? Da, mă, pe aici autostradă, bă. Mergem și noi, bă, bine, bă. Bine, bă, cred că visul oricărui român e să aibă și el cum e în afară, bă, să aibă și el autostradă, bă. Aude ce autostrăzi avem pe aici, prin România, bă, eu nu știam, bă, băiete, bă. Fii atent și tu ce e aici, bă. Aude poliția cum blochează drumul, că vine regele King. Bine, bine, vine regele King, 60 de km la oră, incredibil. Regele King s-a încadrat pe prima bandă și merge. Merge înainte, mai avem 270 de km. Hai bă, că nu vrea asta, asta cu escorta, escort. Băi, e alt model de cutie, acum îmi dau eu seama, mă, da, da, da. E un alt model de cutie din cauza fiind faptului că... vezi? Asta e cutie special pentru gabarii depășit. Adică între 12 și 60 de km la oră, știi? Deci, nu te gândi, e cutie special pentru... pentru modelul ăsta de camioane. Care nu ajunge la 90 de km la oră. Ce o să termină visul, gata? A, să termină autostradă, mă, gata. Hai bă, că a fost și autostradă. Hai și doi cu azi, deci avusărăm și autostradă, nu? Până aici avusărăm. Ne vedem în 2030. Tot aici, nu? Tot aici căutăm autostradă, este. Hai că da. Bă, rămâi uimit, mă. Bă, cred că una din marile mele dezamăgiri este și mâhnire, așa este, că în România se fură la nivelul la care se fură și mă uit la alte state, cum ar fi China, cum ar fi foarte multe state. Păi, când am plecat eu din România, era nu știu câtelea val de COVID și polițiștii umblau pe sate să bage lumea în casă. Între timp, în Anglia, era și în Anglia lockdown, fii atent. Și ce crezi? Ăștia asfaltau. La două noaptea când am ajuns eu. La două noaptea când am ajuns eu, se asfaltau. Mă. Voi vă dați seama. Deci asfaltau la două noaptea, mă. Ce probleme au unii, mă. Ce. Voi vă dați seama. Unii asfaltează la două noaptea când alții umblă pe sate să bage lumea în casă. Doamne, da-mi-ai minte. Ușor cu balena asta, o, că nu mai vreau să mă dau cu ea aici, mă, man. Dă-te bine în oglinzi, coxule. Ieși tu lateral, așa, știi? Ca și chestie. Mergi pe tot drumul, dacă e. Bă, prostia, da, că am văzut că mi-a scris în episodul de mai alaltăi. Am schimbat în pantă, bă, acolo, cu Scania. Dar tot nu urcam din cauza faptului că aveam prea puține axe pe spate. Și cred că din cauza aia jocul și-a dat seama că... Uite, exact ca acum am făcut-o. Exact ca acum am făcut-o. Băgăm a doua. Apăsăm V. Gata, mă. Același lucru, bă. Uite-o ce înseamnă să schimbi în pantă, să mă bată tata. Asta e pantă de schimbat în ea, mă. Doamne! A întâia, da?
Variat e scurt. Nu schimba niciodată în pantă. Nu schimba niciodată în pantă, da? Să țineți minte chestia de la mine. Nu schimba niciodată în pantă, da? Deci să nu schimbați în pantă. Că știți ce vă cu? Uitați să calc ambreiajul, da? După ce că schimbai în pantă și uitați să calc ambreiajul și când dai drumul la ambreiaj, mai dai drumul la ambreiaj degeaba. Înțelegeți voi? Urmă cu a patra. Bine, a trecut cu Scania, am urcat până în pantă și în pantă ce s-a întâmplat? Eu n-am mai știut, nu mi-am mai dat seama că e pantă. Am crezut că nu mai e pantă, știi? Patinează, Doamne! Mă, asta e din două bucăți, mă. Asta o faci din două bucăți, Da, pur și sus simplu, că am ai, frate, da, sus că ai viața mea, da, sus că ai puterile tu. da, zici ce să fac, asta o Da, faci din sus două că ai, bucăți, frate, pur și da, simplu. sus că ai viața mea, da, sus că ai puterile tu, da, sus că ai. Deci asta o continuăm pe două episoade, n-am ce să facem. 30 de minute de episodul de astăzi, nu fac mai mult. Că nu, făcură până acum 251 de kilometri. Nu făcură 100 de kilometri până acum. Nu. Asta e cursă lungă. Nu. 27. 27, da. Căutăm o parcare și ne băgăm în ea, nu. Sau rămâne în mijlocul drumului, că cu gabarit depășit n-ai parcări, nu. N-ai nicio treabă. La Coșova suntem, fii atent. N-am fost pe aici în viața mea. Deci probabil următorul episod o să terminăm cursa asta în cazul în care vă întrebați când. Și atunci o să avem undeva la 23.000 de coco în cont. Și așa ușor, ușor ne ridicăm în viață. Dar altfel n-avem cum să jucăm o oră și ceva acum, în seara asta, nu. Nu, din două episoade e cel mai bine. Oricum luam normal pe o cursă, luam 3.000 de euro, așa că totuși e bine. Adică 5.000, 5.000 pe episod, tot e bine, nu? Hai să-i dăm și noi 11. Frumos. Elegantuț. De vară. Corespunzător. Hai și cu 12. Să merge greu, aia e chestia. La curte astea cu gabarit, așa o să facem de acum încolo. O să facem din două episoade. Ca să meargă treaba bine. Mai rămâi un blocaj, mai bagi o aia. Ia. La ce cad o frâna, bă? Trebuie să nu lovesc pe asta. Dar fii atent că e scurtă aia pe mijlocul drumului. Ca să blocheze participanții la trafic care vin din sens opus. Mamă, ce elevat ai fost în replica asta să mă bată tata. Mamă! Deci parcă ești la Pro TV-ul. Ce ai? Ești nebun? Ia în larg, ia în larg, ia în larg, frumos, ia în larg, ia în larg, te-ai dus, te-ai dus. Ești frumos, frumos, în larg, în larg, în larg, în larg, în larg, uite. Trece remorca pe la. Bă, casele ca pe România, bă, băiete, bă, suntem pe sate pe aici, mă. Ha? Au făcut oamenii ceva treabă. Pe aici, cu harta asta. Nu vine, mă, nicio parcare să ne băgăm în ea. Pe escortele le invit eu la un pahar de ceva și le spun, bă, boys, viața mea, asta este pentru data asta, cam asta a fost, nu păi pot de oboseală. Și te sunt obosit și vreau să stau un pic în parcarea asta până data viitoare, în următorul episod care o să fie undeva, cred că, nu știu, luni și marți muncesc. Aș vrea să lucrez luni și marți, miercuri și joi să stau acasă, să lucrez vineri și sâmbătă, știi? Cel mai bine ar fi programul ăsta ca să am program în weekend să fac 24 în mijlocul săptămânii și să am program în weekend. Pentru că în weekend v-am spus, în curse de 21 de lire pe oră, am văzut, curse de 21 de lire pe oră și aș fi mult mai happy să merg sâmbătă pe 21 de lire pe oră, având în vedere
faptul că Amore nu mai este nevoită să meargă cu mine la cumpărături, merge de una singură. Mai bine mă duc sâmbătă în cursă și stau duminica acasă o zi și după aia mă duc luni și marți, decât să... Înțelegeți voi ce vreau să zic. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Păi l-a oprit poliția? Ei! Ce se întâmplă? Ce m-ai făcut aici? Bă, și v-am spus, că remorca asta se virează, bă. V-am spus că remorca asta se virează. V-am spus că remorca asta se virează, da? Să nu mai rupeți așa. E în obă, stai. Iar o lovi. Bă, și numai un pic, mă. Stai așa, gospod, aici. O avaria e un pic, dar a ieșit până la urmă. Deci fii atent că până la urmă trebuie să intri uman în intersecție, mai ca și cu mașina mică. Înțelegi? Să intri pe mijlocul drumului și să virezi stânga cu modelele astea de remorci. Deci, în cazul în care v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să băgați și voi un mare like, boys. Să vă dați o abonare, să apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu tot parcursul nostru pe ETS. Așa că mare follow pe Insta, inclusiv în cazul în care vreți. Eu vă pup, vă doresc o seară minunată pentru că voi o să vedeți vlogul seara. Încerc să mă țin în 30 de minute de vlog cu noul nostru proiect ETS. Așa că coxați, like, putin tot, nu uitați și mie mare follow pe pagina de Facebook Adrian Cox. Pe Insta, aici și pe unde vreți voi. Vă pup și vă doresc o seară minunată!